S-a prelungit sesiunea de depunere de cereri de finanțare a parteneriatelor pentru comercializarea produselor agricole și pomicole prin ranțurile scurte de aprovizionare. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale anunță prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare aferente sub măsurilor 16.4 care vizează sprijin agricol pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare, respectiv 164A sprijin acordat pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare sectorul pomicol din cadrul programului național de dezvoltare rurală 2014-2020. Astfel, proiectele prin care se poate solicita finanțare de maxim 100.000 de euro se pot depune până la data de 30 iunie 2019 ora 16. Potrivit afir decizia de a sesiunii a fost luată în urma solicitărilor mai multor potențial beneficiari, fiind vorba de proiecte cu o complexitate deosebită care necesită un timp suplimentar pentru întocmirea documentației. Fondurile disponibile pentru submăsura 16.4 sunt de peste 4,7 milioane euro iar pentru submăsura 16.4a se ridică la peste 6,6 milioane euro. Pragul minim de selecție al proiectelor aferente celor două măsuri este de 10 puncte. Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare este cea online pe pagina oficială AFIR. Toți cei interesați să depună proiecte pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare pot consulta gratuit ghidul solicitantului și anexele aferente pe site-ul AFIR.